Folosește promocodul EASYFOXY pentru cele mai bune prețuri doar pe eneba.com. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Numai ce m-a anunțat mama lui Foxy că se întoarce Foxy acasă. După ce n-am găsit-o atâta timp, în sfârșit o să mă întâlnesc cu Foxy. Și sper eu că o să fie frumoasă întâlnirea, pentru că o să-i pregătesc ceva. Este foarte supărată pe mine. Am vorbit și cu Pug să ne întâlnim la ea acasă. Ne-a dat voie mama lui Foxy. Și o să mergem acolo să-i gătim ceva. Sper să vină împreună cu Clara, că așa zicea mama lui Foxy. Dar o să vedem când o să ajungem acolo. Sper că-i bagă deja la căsuță acolo să pregătească toate, pentru că am zis că trebuie să gătim astăzi. Oare aici Pug? Opa, stai că am greșit partea. Pug, ești aici? Da, sunt aici. Ai ajuns și tu înainte. Ce anume? Te așteptam de mult. Super! Bun, Pug, păi ne apucăm de gătit, pentru că în orice clipă pot să apară sirenele. Știi tot ce zic, nu? Da, știu ce zic. În sfârșit am aflat și noi că sunt sirene. Bine, tu știai ticălosurile de mai demult, dar n-ai vrut să-mi spui și mie. Păi, eu v-am zis, dar voi nu m-ați crezut. Aoleu, ce ticălos. Bun, hai să le pregătim ceva aici, ca să fie totul frumos când vin, să fie o surpriză. Ciocolată. Da, facem prăjituri, că facem de toate. Fii atent aici. Eu îți dau ție să faci prăjitura, da? Uite aici prăjitura, tu te ocupi de prăjitură, bine? Uite acolo jos. Așa, ocupă-te de prăjitură și eu o să mă ocup de carne. O să pun carnea la prăjit. Și ia și bricheta asta în cazul în care ai nevoie de brichetă. Dai grijă să nu dai foc pe aici, că dacă dai foc pe aici, e jale după aceea. Bun, și o să pun carne aici să o bat puțin bine. Așa. Gata, așa, bun, am bătut-o bine. Și acum o să pun la fiert. Aici, la fiert, la prăjit, pardon. Să o fierbem sau să o prăjim, ce zici? Să o prăjim. Îți place carnea prăjită, băi. Aprind eu focul, bine? Bine, aprinde tu focul. Nu, vezi că ai dat foc, bă, Pug! Stinge focul, Doamne ferește, dacă îți mai dai eu ție bricheta. Aoleu, ai grijă cu bricheta aia, ți-o mai las o singură dată. Dacă mai dai foc o dată la casă, te-o dai înapoi. Bun, punem aici niște carne la prăjit. Așa, aoleu, băi, nu mai dai foc! Bine, bine. Aoleo, pe cine am luat cu mine să-mi fie ajutor de bucătar? Vezi că eu am fost bucătar 2 zile acasă când a lipsit mama. Doamne, că și-a dat foc singur, băi! Băi, oprește focul! Cum ți-ai dat foc singur? Doamne, a luat foc, Pug, stai cu minte! Nu mai folosi bricheta. Te rog frumos, eu am fost bucătar 2 zile când a lipsit mama de acasă și știu, mă pricep. Sunt în tema cu tot ce înseamnă a fi bucătar, da? Tu parcă nu prea te pricepi. Și eu mă pricep. Am văzut, tu te pricepi să dai foc. Băi, nu mai da foc, băi. Doamne, zici că ești un copil problemă, Pug. Eu uite, am făcut aici 4 bucățele de carne. Îți dau și ție una să guști. Să vezi dacă a ieșit bine carnea, dacă e destul de făcută. Ia vezi. Ce zici, e destul de făcută carnea? Sau mai trebuie puțin? E super bună. E super bun, 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 bun. Nice, păi trebuie opun... să se mai prăjească. Ce anume? Știi ce trebuie să se mai prăjească? Ce? Picioarele tale. Nu! Tu vrei să-mi dai foc, băi! Termină cu glumele, că trebuie să facem aici să fie surpriză pentru Foxy și pentru Clara. Cum să-mi dai foc mie? Bine, și bine, dăm bine. Foc la casă. Aici punem tortul. Tortul? Aici punem tortul. Da, stai să iau eu asta, uite, poți să-l pui dacă vrei aici pe platou. Bine, așa, bravo. Aici mai punem invers. Mai avem încă 7 bucăți de prăjit. Așa, 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 pregătit aici. Mamă, da, când și doar să... Aoleu, băi, stai, Doamne ferește, dă-i brichetă la Pug. Ia uite-te ce face, dă foc la tot. Tu distrugi bucătăria până să vină. Vezi că n-o să ne mai ierte niciodată fetele. Păi uite, hai afară ca să nu arde în casă. Am înțeles, și ce vrei, să arzi curtea, bună idee. Bine, te pricepi așa. Stai cu minte, nu mai dă foc, bă. Piromanule, dă-mi aici, dă-mi mie bricheta, dă bricheta la mine. Bine, ia. Dă-mi bricheta. Bă, nu așa, bă! Uite-l mă că îmi dă foc.
Tu, uite, te-ai distrus acolo. Ai distrus ăla. Stai să mă duc să iau... Te repar eu. Repar tu? Da, uite, gata. Ai că ai reparat, unde că ai dat foc? Doamne, când o să vadă fetele, o să ne omoare. Eu zic să închide, vin aici, închidem ușile să nu se vadă. Nu prea se vede că-s gratii, n-o să-și dea seama, poate. Doamne, dacă e ceva oricum, pe tine dau vina. Ce dai vina pe mine, că-s doamne? Mai dau foc! Doamne, ferește, pag copilul netrebnic. Am 15 bucăți, vezi că nu mai primești carne dacă mai îmi dai foc. Așa, măcar dă-ți ție foc. Bravo, 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 așa. Arzi în flăcări și ți-e bine. Chem pompierii? Chem pompierii, sună pompieri? Nu, gata, m-am stins. Așa, te-ai stins, bine. Bă, au ceva, pac. Cred că vin fetele. Auzi și tu? Da, aud. Bacă-te aici în dulap repede, că vin fetele. Bacă-te în dulap repede, că vin fetele. Așa, stai acolo, ascuns. Băi, nu mai deschide ușile, pac, sunt fetele aici, nu mai deschide ușile, stai acolo ascuns, că le facem surpriză. Așa, stai că mă duc acum după fete. Tu, Clara, am ajuns în sfârșit acasă. Da, Foxy. Alo, mă vede cineva? Aici? Houdini, ce cauți la mine acasă? Foxy, ți-am pregătit ceva, stai puțin, ia uite, vă dau câte un mel cu nuca și ea. Mulțumim. Dar nu ai nicio treabă că suntem, știi tu, siluete? Foxy, îmi pare chiar bine că am auzit că sunteți siluete. De fapt, am văzut cu ochii mei. Sunteți niște siluete drăguțe. Nu te sperii de noi? Adică nu! Ba chiar v-am pregătit ceva. Haideți înăuntru, fetelor, să vedeți. Nu mă așteptam. Da, și ce o să reacționeze așa bine băieții? Nu l-ai văzut pe băiatul ăsta aici că stă pe geamul tău lipit? Ba da, lasă-mă, uitam. Cine e și ce caută în casa mea, că nu știu cine e. E un prieten de-a lui Pag, a venit așa dintr-o dată. Eu stăteam cu Pag la dulap și acum l-am văzut și eu. Aoleu, e și Pag aici. Pag, ce zice? Aoleu, s-a zis cu surpriza. Hai, ieși tu, Pag. Ce surpriză? Da, l-avem pe Pag din dulap. Ce faci, Pag, aici? Ce faci? Ce faceți la Foxy acasă? Vai, Foxy, dacă știam, nu venea. Pare am eu... pregătit o surpriză. Ah, nu mai vrem surprize de la voi, adică chiar ne-am săturat, adică acum știți... Ah, nu! Ai stricat podeaua, Pag! Cu surprize din astea să nu mai veniți. Îți dau bucata, Pag. Ce ți-o căzut din buzunar? Mi-ai stricat podeaua. Bricheta. Aoleo, Fox, îmi pare rău, i-am dat bricheta la bebelușul ăsta și... face numai prostii cu ea, nu se pricepe. I-am zis că eu am fost bucătar șef 2 zile cât a lipsit mama. Nu mai da foc la casă, băi. Pac, termină, ești un copil mic, ești bebeluș, nu mai fac din astea. Așa, fiști tu ca un om mare. Deci eu am fost bucătar șef timp de 2 zile cât a lipsit mama de acasă și știu să fac orice. Da, stai puțin, ce căutați acasă și unde-i mama? Mama mi-a zis că e acasă, că mă așteaptă și nu înțeleg ce căutați voi aici la mine. Nu știu, cine e nenea asta care a venit? Nu știu, cred că e vecinul. Probabil l-o fi trimis mama, dar eu nu înțeleg... Vrea să fure. Vrea să fure? Nu fură, bă, e vecinul. A venit să-și ia niște zahăr, că a rămas fără zahăr. Acum mi-am dat seama. Nu, bine. Bine că te-ai prins, tineri. Am venit după zahăr. Să fur eu de la vecin. Ce glumesc. Da, era chiar curmea să fure de la vecini. Ați vorbit cu mama? Bă, nu-l băga, îl bagă pe vecinul dulap. Pac, du-te de aici. Nu-l băga pe vecinul dulap, după aia mă certă mama. Apropo, fetelor, am pregătit prăjiturică. Ce prăjiturică? Tu ce faci, Clara, acolo? Da, păi am căzut că m-a împins, Pac. Aoleo, Pac, n-o băga pe vecinul dulap, Pac. Ce-i neregulă cu voi, băieți? Dubios, Pac. Hai să mâncăm prăjiturică. Cine vrea prăjiturică? Noi, dar dacă ne scoți din dulap și din podea. Uite, Pac, uite, Clara, îți dau o prăjiturică. Mulțumesc, am mâncat-o. Ia și, uite. Ce v-am eu furat-o. Ia și tu, Pac, o prăjiturică. Fii atent aici. Stai și ție o bucată. Pe Foxy din dulap. Mulțumesc, ce pot să zic? M-ai scos din propriul dulap. Ia și tu, Pac, o prăjiturică, o bucată. Sincer, nu știu dacă să vă batem sau să vă iubim. Adică, văd că sunteți ok cu siluetele, cu sirenele în fine, știți voi? Și, da, îmi distrugeți casa, adică... Nu eu, Pag, uite-te la el ce face. Eu am făcut prăjiturică, ia uite ce ți-am gătit aici, Foxy, ia fi atent aici. Ia uite. Mamă, mulțumesc, cu frig.
și cireșe preferata mea. Da, da, tu ai gătit-o, nu cred. Ba da, eu împreună. Dar arată așa bine. Băi, dat foc la vecinul. Doamne, eu dat foc la vecinul, Pag. Băi, Pag. Ești criminal. De ce ești așa de astâmpărat? Stai cu minte că se supără vecinul, noroc a fugit. Vecinul ca vecinul, dar mă supăr eu. Uite că îmi dă mie foc. Dă-mi aici bricheta. Eu zic să-i las bricheta. Cred că nu mai văzut așa ceva în viața lui. Dă-mi bricheta, Pagule. Uite-l, Foxy, ce face. Toamne. Clara, e iubitul tău, pune-l la punct. Pune-l la punct. Nu mai fi neserios că nu te mai iubesc și nu mai ești cu mine în veci. Dă-mi bricheta mie și nu mai da foc pe aici pe podea. Mulțumesc. Da, ai luat-o înapoi. Dă-i bricheta, Pag. O ascund. Uite, păftin. Nu i-ai dat-o. Da, luat-o. O luat-o tot el. Nu se poate. Luați-o. Aruncă bricheta, Pag. Aruncă, Pag. Nu mai fi neserios. Aruncă bricheta, Pag. Ce-a făcut cu ea? Ascuns-o în buzunar, ticălos. Uite acum. Iau, Houdini-tul. Gata. Am pus una pe brichetă în sfârșit. Mamă. Și mai miroase ceva, nu știu. Păcat. Da, am primit niște cărniță. Doamne, când ne era atât de foame, așa. Uite, e Clara? Uite, da, și mie mi era foarte clară. Ia și tu o bucată, uite, stai așa, uite. Iau o bucată că mai am la mine. Ia atât de bine făcută, Houdini. Ia și tu, Foxy, o bucată de cărniță. E foarte bună, mamă, dar ne erau foame. Mamă, Pogă, ăsta fură tot. Ăsta ne mâncă toată mâncarea. Nu s-a apucat să mânci bine din cărniță, că veni și să luată din mână. Am gustat puțin, da? Ce să zic? Noi suntem siluete. Care se uită la perete. Ia, uite, ia. Îi dăm și la colegul ăsta al tău. O mâncă, dar e cam timid colegul ăsta da, al tău. Da, nu știu, se uită numai sus. E că stă doar cu fața la perete, e rușine să se uite la noi. Nu știu, e că am stat... Se pune singur la perete. Se joacă de abații ascunsele și crede că s-au ascuns. Dar ia stai, băieți. Da. Voi doar nu vă... Nu credeți că o să vă iertăm că ne-ați făcut tort. Opa, ne mănâncă tot tortul. E bucata ta, Foxy, ți mâncăm. O, mi-ai mâncat tot tortul, nici n-am apucat să gust. Mai am eu o bucată, lasă că o pun aici. Mulțumesc. Mai mâncat. Mamă, ăsta halește tot, Foxy. Nici eu n-am gustat, Pag, ești neserios, nu te mai iubesc. Cum adică să mănânci tot tortul? Doamne, ferește, nu știu ce prieten ai tu, Clara, la, mă rog, iubit. Nu știu, da, dacă mă-i dă haine, poate îl mai... În fine. Stai așa, stai să vă zicem o chestie. Noi nu vă iertăm așa că ne-ați făcut mâncare și că ne înțelegeți că suntem sirene, în fine. Ideea este că dacă vreți să vă iertăm cu adevărat, data viitoare o să vă supunem la niște probe de iubiți. Și dacă treceți acele probe de iubiți, rămâneți iubiții noștri în continuare, dacă nu, nu. Oh, vă băgați? Da, Pag, te baci? Ai curaj? Face Pagă ăsta, mă enervează Houdini-al din fața mea. Dacă de aici urâtule. Se strâmba la mine, scotea limba. De ce îi scoteai limba la Foxy? Dau din cap. Am înțeles, te ești crezi? Ești rocker. Te crezi rocker. Am înțeles. Băi, Pagule, te bagi? Ai tu pe eu, mă bag, Foxy, mă bag. Orice pentru iubita mea sirena. O să vedem data viitoare dacă reușiți să treceți probele de iubiți, o să rămâneți iubiții noștri. Ei! M-am băgat în dulap, ce ne-ai suferit de pagă asta. Clara e sigură că îl mai vrei? Băi, da, că îmi dă haine faine, are noroc cu asta. A, mă băgă și pe mine în dulap. Aoleo. Oh, că nu îl mai suport pe Pag. Ne-am închis pe fete, haide, Pag. Mama, ne băgăm să câștigăm. Vă dăm cu coada când ieșim de aici. Ne băgăm să câștigăm, bine, ne băgăm la concurs. Să vă vedem! Haide!